Salutare, dragilor! Am să mă filmez, printre altele sunt foarte grăbit și ocupat și... Dar am zis totuși să vă filmez puțin cum facem alimentarea cu apă și evacuarea. Cucu! Aici am ajutoare. Ceva foarte important. Noi am pus ieri pământ până deasupra țevii aproape. Era. Și după aia am pus furtunul și am mudat abundent. Și aici puteți vedea, țeava a coborât, adică pământul s-a tasat cel puțin 10 cm. Este foarte important să băgați bine înainte, să băgați pământ și să-l udați în abundență foarte mult ca să se taseze. Și după aceea nisip. Exact așa. Și nisipul, bineînțeles, udat iar în abundență. Să se așeze bine. Deoarece aceste țevi se smulg singure. Voi astupați, nu vedeți ce se întâmplă de desubt și ele se smulg. Este foarte important să țineți cont de aceste aspecte. Vedeți, pământul încă este ud și puteți vedea cât s-a lăsat. Ia uitați aici. Deci aici mi s-a lăsat 40 de centimetri. De aceea trebuie atenție mare. Pământ întâi și udat foarte bine. Acum urmează să racordăm și acea parte. Aceasta iar trebuie să coborăm puțin nivelul și vom continua. Urmează să punem un cămin de vizitare. Uitați cum punem o fosă. Foarte simplu, o fosă septică cu 3 camere. Nici nu mai știu cum îi spune, ecovalbu, ceva de genul se numește. Eventual o să vă las o etichetă. A fost 2500 de lei, cu tot cu kitul de montaj, cu aerisirea și cel de vidanjare, cu cumul de drenaj, cu tot complet. Am pus un pat de nisip de aproximativ 10 cm și am udat foarte abundent ca să se taseze și acum vom umple fosa cu apă și între timp o să turnăm pe lângă ea, punem nisip și tot așa udăm, mai punem puțin nisip, iar udăm. În felul acesta suntem siguri că va intra pe fel. Îmi dai un capa. Bun? Să ne sare și nisipul. Da, bine zis. Nu mai bagăm cu tot. Cap acolo îl pun. Sau, dacă o umplu pe acolo. Dacă ajungi. Un capac aici. Și aici nu îl punem că umplem cu apă. Și o lăsăm să se umple. Bine, va dura până se umple. Este o fosă mică de 1500 de kilograme sau de litri. Și zic eu, este pentru 4-6 persoane sau 4-8. Nu contează, oricum. Este ceva provizoriu până când va trage canalizarea. Canalizarea va veni pe aici, dar nu știm când. Ei spun anul ăsta, noi estimăm în 5 ani de zile. Cam așa merg treburile. Până atunci vom folosi această fosă. Și acum o lăsăm să se adune, să se fixeze ea bine pe sol, în greutatea ei. Și după aceea începem și punem nisip. Dar punem treptat, nu punem deodată. Este foarte important ca să fie echilibru între greutate. Să aibă greutate ea și să înceapă să ia forma finală. După aia mai punem puțin nisip, iar se mai umple, iar punem nisip, ceva de genul. Și aici aproape am terminat, am scos și banda de avertizare și cablurile de moment, până vom fixa, vedeți acolo avem ceva de 160, vom pune un racord, care nu știu pe unde e, pe aici, acesta, de la 160 la 110
Și de aici vom veni și vom face legătura în fosă. Va trebui să facem legătura, după aceea vom pune nisip peste cabluri și vom pune banda de avertizare, ca să putem lucra liniștiți. Și cam aceasta este operațiunea. Nu este complicat deloc, poate oricine să o facă, două persoane îndemânatice se descurcă. Mai ales acest tip de fosă este și ușoară, nu știu să vă zic câte chile are, dar nu cred că are 50 de kilograme goală. Deci am băgat-o noi doi în groapă fără nicio problemă. El a ghidat-o de sus puțin să ne o împingă și noi am prins-o de partea de jos și am pus-o jos. Deci, destul de ușor și iarăși economisiți o căciulă de bani dacă o faceți singuri acasă. Nu este absolut nimic complicat. Aici puteți vedea fișa tehnică. Eu am pus această fișă tehnică să lămurim ceva ce producătorul nu a lămurit. Nu știu de ce, este o greșeală din partea lor. Nu aveți un semn de intrare și de ieșire în această fosă. De aceea este foarte important să consultați fișa tehnică și veți vedea, după desen, vedeți felul cum aveți intrarea, este o țeavă ce este curbată și coboară până în interior, iarăși ieșirea, nu aveți absolut nicio țeavă. Există țeava ce vine din camera din mijloc, ce coboară la fel curbată, dar pe ieșire nu veți vedea nicio țeavă. Este foarte simplu, de exemplu, puteți băga mâna și vedeți, dacă aveți o țeavă, înseamnă că aceea este intrarea. Dacă băgați mâna și nu aveți absolut nicio țeavă, vă dați de un spațiu gol, aceea este ieșirea. Este modul cel mai simplu, să spunem băbește, ca să verificați să nu încurcați sensul. Trebuie udat bine nisipul să se taseze bine, să intre prin toate rizurile. Aici observați cum am făcut, este ieșirea din dren. Dacă trebuie să punem geotextilul, Cristi. Cam asta ar fi, este puțină pantă și de aici am pus pe fund pietriș, este pietriș curat, spălat, acum vom pune geotextilul peste să nu intre nisip, să se colmateze, după aceea iarăși punem pietriș și în felul acesta, între timp, fosa se umple ca să nu avem diferențe de presiune între nisipul care presează pe toate laturile și interior trebuie să aibă apă în ea, este obligatoriu. După aceea vom pune o clapetă antiretur care va veni pe acolo pe undeva, prelungim puțin cotul acela și vom branșa. Dar înainte de toate trebuie să fixăm, nu știu dacă ați văzut un fulger, dar cred că filmam eu prea în jos. Vom fixa exact panta. Noi avem relativ fixată, dar încă nu este perfect. Și după aceea vom îmbina aici, vom trece la 100. Avem aici un racord. Vom trece la 100, punem acea mufă și racordul ce va intra în mufă. Și după aceea vom pleca cu 110 și vom intra aici. Și bineînțeles, clapeta antiretur va veni la fel aici. Și vom mai încărca cu nisip. Trebuie să o aducem până la nivelul de sus cu nisip. După aceea vom face o structură de beton. Pentru că aici eu am intrare în garaj. Și va trebui să-i facem o structură destul de serioasă. Pentru că vom trece cu mașina. Dar va trebui să ne ridicăm la nivelul acela cu garajul. Deci avem 40 de centimetri de la stradă.
aproximativ. Acolo va veni puțin în pantă și o vom face cum trebuie. Vedeți, aici avem geotextilul, ce-l punem în jurul țevii ca să nu intre nisip și după aceea iarăși pietriș deasupra. Foarte simplu, nu este nimic complicat, totul este să vreți. Peste acest geotextil noi iarăși o să băgăm pietriș până acoperim țeava. În felul acesta suntem siguri că nu vom avea probleme cu drenul. Oricum, drenul sunt discuții, unii spun că nu mai ai voie, alții spun că ai voie. Acum, nu știu ce să vă zic sincer, noi l-am făcut și asta e. De, în orice caz, vom avea canalizare, oamenii spun că anul ăsta, dar nu prea cred eu. Eu sper să fie măcar anul viitor canalizarea, pentru că avem branșare și după stradă, deci acolo casa aceea are și canalizare și gazul, tot este. Și atunci ar trebui să continue de acolo, să intre aici pe drumul acela, aceea este o stradă, practic, și va continua și aici. Aici este până la casa aia. Vedeți unde este acea mașină albă? Acolo iarăși avem gaz, avem canalizarea, dar se oprește acolo și atunci va continua încoace până în spate, la casele ce se văd în spate. Planul așa era, anul acesta, dar sincer nu cred că eu am mai auzit poveștile astea și anul trecut, așa că aici așa se merge. Anul ăsta, dar aia înseamnă peste câțiva ani. Uitați cum am înaintat. Punem iar o parte din nisip, iarăși udăm și vom pune și pe țeavă, vom pune nisip, dar am zis de moment să îi dăm pe fosă pentru că nisipul nu ne este suficient, mai trebuie să aducem încă cel puțin 2 metri cubi, dar nu chiar 3, pentru că va trebui și pe tot șanțul să punem pe canalizare până în față. Aici să încropăm practic și tot așa udăm în plină abundență și punem nisip. Și nisipul se va băga și de desubt și împrejur. Aici mai trebuie să facem racordul ce va veni acela, dar trebuie să legăm. Le-am lăsat mai la urmă. Aici am făcut un cămin care va veni cu acel tub de 300 care îl vedeți acolo, îl vom tăia la înălțime, va fi pe aici înălțimea terenului aproximativ, în jur de 40 de centimetri va fi înălțat terenul. Și mai trebuie aici să-i facem un reglaj, de aceea n-am băgat nici nisipul. Trebuie să o împingem puțin în față și să-i facem bine panta de acolo. Deci, dacă mi-aduc bine aminte, aici trebuie să o ridicăm. Va trebui să o ridicăm puțin. Și aici am început să punem nisipul, dar uitați că s-a lăsat de mult. Mai trebuie să băgăm destul de mult. Și după aceea, după ce terminăm cu nisipul, punem pământ. Dar nu prea-mi vine să pun pământ, deoarece nu am hidroizolația făcută. O să o descoper iarăși când voi face hidroizolația. Aici vom pune cutia de branșare ce vine de la stradă, exact aici. Aici va veni și platbanda de la împământare. Acesta este ultimul electrod și o vom trece și vom urca pe casă acolo. Detalii multe care ne ia timp, dar da, acum văd, acolo va trebui să o ridicăm puțin. Nu știu cât îmi dădea pe laser, în jur de 3 cm, ar trebui să o ridic. Și după aceea începem să punem nisipul. Neapărat fosa trebuie să fie plină cu apă,
când faceți această operație, deoarece nisipul se va tasa, se va tasa foarte mult. Noi avem un nisip fin acum, am cerut de 0,4, dar ne-a dus de 0,3. Asta e, nu e nicio problemă, dar noi, punând foarte multă apă, el se tasează, va intra peste tot, aia ne și interesează. Dar dacă nu aveți apă în ea, în genul acesta de fose, chiar dacă ele au niște ramforsări, au niște nervuri, în teorie s-ar putea și bără să fie plină cu apă, dar și producătorul recomandă a se umple cu apă. Deoarece este o forță foarte mare de presiune a nisipului și riscați să o deformeze în timp chiar să o cape. De aceea se umple cu apă. Noi am umplut cu apă, am băgat apă, o porțiune, eu știu, de 30 de centimetri, am mai pus nisip, am pus apă să se așeze bine, iar așa am mai băgat apă în ea, după aceea am mai completat cu nisip și tot asta a mers treptat. Sunt pași foarte importanți ca să nu faceți greșeli, să vă treziți că vă capă. Imaginați-vă că ea capă și trebuie să o scoateți, nu e numai parcua. Costă ceva, deci asta v-am spus, deja am dat 2500, cam așa cu tot kitul de montaj și da, 2500 de lei. Dar este munca să scoateți tot nisipul ăsta și să o mai desfaceți, de aici este muncă multă și de aceea este bine să respectați pașii. Citiți bine ce spune producătorul, dacă nu aveți chef de citit, atunci mai bine contactați o firmă să vă facă montajul și așa nu vă asumați niciun risc. Dar puteți să o faceți și voi și vă fără probleme dacă respectați ce spune producătorul în fișa tehnică. Fiecare fosă este diferită, să știți, nu sunt toate genul acesta. Sunt unele care merg și fără să fie umplute cu apă. De aceea este bine să citiți. Acolo vor fi tranșate, am pus și în plus, am pus încă un cablu NIMJ pentru poartă, aici va veni o poartă cu distanță, într-un viitor, și avem totul pregătit. Și pentru rezervă am mai pus și un riflat de 40, în caz de ne mai vin idei, și unul de 20, care nu prea văd eu să le folosim, dar totuși. Acum am zis să ne intrăm cu fosa, cu alimentarea electrică, aproape este gata, trebuie să vină să deschidă, să ne tranșeze acolo. Acum cu apa suntem în regulă, am pus și o alimentare pentru rețea, cu toate că nu știm când va veni alimentarea, ei au zis la noastră, dar nu știu. Acum noi ne bazăm pe fântână, avem un debit foarte bun la fântână, apa curată. Pentru băută nu știu dacă este bună, dar pentru restul este ușor. Va fi încălzită, bineînțeles, voi pune și o lampă UV pentru bacterii. Voi face un sistem de filtrare că îl vom locui. Rămâne așa. Perfect. Acum să-mi verifice aici.
2 cm, 3. Cât are? 3. 3. Perfect. 3, perfect. Atunci. Și atunci. Ar fi rezolvat. În felul acesta trebuie să luați din toate pozițiile coloana, să o verificați și să mergeți cu o pantă cât mai egală. Deci noi am mers aproximativ un 7 cm la 10 metri. Suntem pe țeavă de 160. Aproximativ aceasta ar fi media 7-8 cm la 10 metri. Spre capăt avem puțin mai mult, dar centimetri pe 10 metri. În felul acesta sperăm. Vedeți, foarte simplu, un laser rotativ de exterior, o sondă, nu contează marca, puteți să folosiți ce vreți, n-are importanță. Și în felul acesta voi veți ști exact. Pentru că ne întâlnim cu o problemă, eu cel puțin aici în situația asta, îmi pleacă de acolo, trebuie să am o pantă să-mi coincidă și în coloana principală. După aia mai am o ieșire acolo de la celălalt WC-ul, care va fi de la baia de serviciu, la fel acolo trebuie să-mi coincidă și să merg cu o pantă complet. Acest cămin la care vom pune țeava aceasta cu capac, dar de moment nu o punem, să vedem cât va veni încărcătura. Deci noi aici trebuie să ne ridicăm în jur de 40-50 de centimetri, aici ne vine mai bine de 50, cam pe aici, în jur de 50 de centimetri ne ridicăm, va veni nivelul pământului cam aici, aproximativ. Și atunci vom tăia din țeavă să vină puținel sub nivelul pământului, voi lipi pe capac să se vadă frumos, nu vreau să se vadă în curte așa, voi lipi un gazon sintetic. Și în felul acesta pare mai din peisaj. Hai mai...